Prefectul județului Botoșani, Sorin Cornilă, a făcut un apel important înainte de începerea noului an școlar. El a solicitat implicarea autorităților locale și a directorilor unităților de învățământ pentru a se asigura că școlile și grădinițele sunt pregătite în cele mai bune condiții. În perioada 22 iulie 21 august 2024, toate școlile din județul Botoșani sunt verificate pentru a vedea dacă sunt pregătite corespunzător pentru noul an școlar. Comisiile de verificare au fost constituite prin ordin al prefectului Sorin Cornilă pentru a asigura standardele necesare. Pentru că la nivelul județului Botoșani sunt unități școlare în plin proces de reabilitare, iar lucrările nu se vor finaliza până la începerea noului an școlar, fac un apel la autoritățile locale să pregătească locații alternative în care procesul educațional să se poată desfășura în bune condiții, a spus Sorin Cornilă. În municipiul Botoșani, jumătate dintre unitățile de învățământ sunt în proces de modernizare. Cu toate acestea, au fost găsite soluții temporare pentru toți elevii afectați. Prefectul Cornilă subliniază importanța colaborării între autorități și școli pentru a asigura un început de an școlar fără probleme.